Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Credincioșii din întreaga țară sunt așteptați duminică la hramul mănăstirii Prislop. Se dă startul în fotbal pentru echipa Ligii Universității din Petroșani. Grafitiul a cuprins întreg orașul Petrila prin desene de stradă ce strică aspectul clădirilor. Mănăstirea Prislop așteaptă credincioșii la hram. Pelerini din întreaga țară vin la mormântul părintelui Arsenie Boca, supranumit Sfântul Ardealului. Mănăstirea Prislop reprezintă de aproape 7 secole unul dintre cele mai importante așezăminte ortodoxe din Transilvania. Situată într-una dintre regiunile cele mai pitorești din țara noastră, mănăstirea Prislop a fost ctitorită de Sfântul Nicodim. După domnița Zamfira, părintele Arsenie Boca este cel de-al treilea ctitor al mănăstirii. A avut un rol covârșitor prin harul duhovniciei cu care a fost înzestrat. Acum Sfântul Părinte se odihnește în cimitirul mănăstirii Prislop, unde a fost înmormântat în toamna anului 1989. 20 noiembrie este ziua pomenirii părintelui Arsenie Boca. În această zi va avea loc cea mai mare procesiune religioasă de la Prislop. Duminică va avea loc un al doilea hram, ziua Crucii, după cel din 8 mai. Anul trecut, 10.000 de credincioși au participat la slujba de pomenire a părintelui Arsenie Boca. Toamna se numără bobocii și absolvenții care nu au reușit să se angajeze sau să intre la facultate. Trei agenții locale din Valea Jiului organizează la sfârșitul acestei luni o bursă a locurilor de muncă dedicată exclusiv tinerilor absolvenți. De multe ori, primii pași în viață, după finalizarea studiilor, nu sunt tocmai așa cum i-am visat. Într-o astfel de situație sunt peste 1.000 de tineri din județul Hunedoara. Pentru ei, agențiile locale din trei orașe ale Văii Jiului vor aduce angajatori la sfârșitul lunii septembrie. Responsabilii AJFM Hunedoara promit că vor aduce angajatori cu joburi atractive. Dorim să oferim cât mai multe locuri de muncă și dorim să oferim niște locuri de muncă care să și fie ocupate, să prezinte și interes pentru absolvenți. Județul Hunedoara are în evidență 1.200 de tineri absolvenți care s-au înscris pentru șomaj. Bursa din ultima vineri a lunii septembrie li se adresează chiar lor. Pentru că sunt șomeri, pot avea și alte avantaje. Pentru absolvenți există și niște subvenții care se acordă timp de un an, chiar mai mult de atât, în funcție de dacă este absolvent de liceu, de școală profesională, studii gimnaziale sau de studii superioare. Este o bursă care se acordă sau o subvenție care se acordă în funcție de indicatorul social de referință, care este 500 de lei și care este amplificat cu un anumit coeficient în funcție de tipul studiilor pe care le-au absolvit. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți are loc vineri 26 septembrie. Tinerii sunt așteptați la ora 9 la trei dintre agențiile din Valea Jiului, Petroșani, Lupeni și Vulcan. Responsabilizarea tinerilor este scopul principal al socialdemocraților. O întreagă săptămână din luna septembrie este dedicată tinerilor hunedoreni. Anul trecut, Săptămâna Tineretului în Valea Jiului a avut un real succes. În acest an, tinerii socialdemocrați au extins acest proiect pe întreg județul Hunedoara. În săptămâna 22-28 august, tineri din 14 orașe hunedorene sunt așteptați să realizeze cât de important sunt ei ca și cetățeni. Inițiativa oferă posibilitatea tinerilor de a interacționa și de a se implica în proiecte comune, care să ajute la consolidarea ideii de apartenență la spațiul comunitar. Dacă anul trecut am estimat și am avut participanți aproximativ 1.000 de tineri, anul acesta sperăm să avem undeva la 10.000 de tineri care să fie implicați și că mă refer anul acesta, mă refer de fapt de sfârșitul lunii septembrie. În perioada aceasta am gândit-o și anume în perioada 22-28. Va fi un program la nivelul întregului județ unde toate organizațiile de TSD vor fi prinse, vor demara proiecte specifice pentru a sta de vorbă cu tinerii din localitățile respective, a vedea ce probleme au și încercăm să facem, ca și anul trecut, anumite programe de scriere de proiect. Dacă anul trecut, în Săptămâna Tineretului din Valea Jiului, au fost atrase fonduri guvernamentale de către tinerii pe care noi i-am instruit, eu cred că anul acesta mult mai mulți tineri pot să absorbă. Tinerii socialdemocrați, sub îndrumarea lui Dacian Ciodaru, vor atrage în această activitate voluntară peste 10.000 de tineri și, deopotrivă, câteva mii de beneficiari.
Artiști din țară și de peste hotare au lucrat o săptămână în mijlocul oamenilor, chiar în mijlocul parcului. Pentru că nu s-a găsit loc pentru depozitare, operele mari vor aștepta în Galeria Ianza de la Castel. Încă nu a fost găsit locul potrivit pentru obiectele de artă la care s-a lucrat în parcul Carol Schröter. Operele care au rezultat din mâinile artiștilor vor mai sta o vreme în locul unde au fost create. La începutul săptămânii viitoare, Cristian Ianza dorește să le monteze undeva în oraș, așa cum a procedat și anul trecut. Planurile lui artistice însă nu corespund cu cele ale edililor locali. Nu știu, o să am o discuție cu domnul Ianza, o să vedem. Probabil că în prima fază vor fi depozitate undeva și pe parcurs, dacă vom găsi amplasamentele necesare, vom mai amplasa în oraș. Anul trecut, lucrările au fost montate pe socluri de piatră în zona centrală din Petroșani. De această dată însă nu s-a convenit asupra acestui aspect. Până luni, acestea vor rămâne în parc, apoi vor fi duse în curtea Galeriei de Artă de la Castelul Ianza. În Petrila, în orice parte te uiți, poți citi mesaje de tot felul scrise cu spray-ul. Cu toate că autoritățile locale petrilene caută soluții, fenomenul s-a extins în toată Valea Jiului și pare de neoprit. Prin Valea Jiului nu poți merge fără să nu-ți sară în ochi vreun desen graffiti cu mesaje pe clădiri. La Petrila, în urmă cu vreo două săptămâni, zeci de blocuri, garaje și construcții au fost acoperite de mesaje de tot felul. Astfel, nicio clădire nu a scăpat de vigilența creativă a unor persoane necunoscute. Artiștii fără nume, cu mai mult sau mai puțin talent, au stricat fațetele multor clădiri. Autorităților locale nu le rămâne decât să șteargă inscripțiile și să caute făptașii cu ajutorul polițiștilor. De aproximativ două săptămâni, niște persoane care încă nu au fost identificate, au fost sesizate poliția locală, au început să deseneze așa desene pe pereți magazinelor, instituțiilor. Din discuțiile cu șeful poliției locale, sunt cercetări. Ei riscă să fie, sunt anchetați pentru distrugere. Acest fenomen este aproape imposibil de oprit. Tot mai mulți artiști anonimi, din lipsă de ocupație, aleg să-și exprime în stil graffiti păreri de tot felul pe zidurile clădirilor. Universitatea din Petroșani intră în competiție. Fotbalul va ține sus ștacheta și va antrena spiritul competițional al studenților spre victorie. Echipa Ligii Studenților se vrea din nou campioană. După ce anul trecut a obținut victoria, anul acesta va juca cu studenți din București, Timișoara, Craiova, Galați și Târgu Jiu. Toate meciurile se vor juca pe terenul sintetic al Universității din Petroșani. Sunt echipe din mai multe centre universitare, Timișoara, București, Brașov, Galați, Craiova, Târgu Jiu și, bineînțeles, Petroșani. An la rând au fost prezenți studenții din partea ligii în alte centre universitare, iar la aceasta a doua ediție a Campionatului Național Studențesc a avut onoare să se desfășoare la Petroșani, ținând seama că anul precedent, când a fost prima ediție, echipa ligii din Petroșani a fost campioană. Sperăm ca și anul acesta să fie campioana, în funcție de rezultate, cel mai bun să câștige. Cert este că Universitatea din Petroșani, cât și partea administrativă, se bucură de astfel de evenimente. Campionatul Național de Fotbal este un eveniment binevenit la Petroșani. Anul viitor se dorește ca evenimentul să se desfășoare pe terenul altui campus pentru a încuraja socializarea și mișcarea și în alte orașe ale țării. Având în vedere că anul trecut au câștigat, sper ca și în acest an să iasă cei mai buni, dar așa cum le-am spus și în deschidere, importantă e participarea, importantă e sportivitatea, fair play-ul și implicarea studențească în dezvoltarea comunității, pentru că ei sunt lideri în comunitate, dar și în sport trebuie să dea exemplu, să aibă o viață sănătoasă. Confruntarea cu echipele adverse va fi încinsă și cel mai bun va câștiga. Entuziasmul studenților se arată deja. Sunt foarte entuziaști. De ieri până astăzi tot își plănuiau strategii, tot mișcări și așa mai departe, cum să fie primii pe teren. E un lucru frumos, într-adevăr, sunt motivați, tocmai pentru că se cunosc, dacă nu cei care nu se cunosc între ei deja o să facă acum o cunoștință și la sfârșit sigur o să iasă un campionat foarte frumos. Prin fotbal se va promova sportul ca stil de viață și sănătate. Prin joc, studenții pot deveni prieteni pe lângă adversarii de pe teren. Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva este membru în Consiliul Internațional al Muzeelor. Acest statut va aduce începând de astăzi beneficii pentru instituția de cultură, dar și pentru personalul muzeului.
După acreditarea obținută în urmă cu un an, Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva a mai făcut un pas important pe plan național. Începând de astăzi, Instituția de Cultură Deveană a devenit membra a Consiliului Internațional al Muzeelor. Organizația se angajează să conserve și să asigure continuitatea și punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural mondial, material și imaterial. Acest statut aduce nenumărate beneficii pentru muzeul din reședința de județ. Instituția noastră, datorită acceptării în această mare familie muzeală internațională, va putea accesa în plan practic și surse de finanțare, va putea fi recomandată în ceea ce înseamnă proiectele noastre europene și obținerea acestor sume și de acest statut de membru ICOM, care asigură oarecum o recunoaștere și o garanție pentru noi că suntem serioși, că suntem capabili și că avem un patrimoniu extraordinar de valoros. Odată cu statutul de membru ICOM, Muzeul Civilizației Dacice și Romane a primit 6 carduri care vor putea fi folosite de reprezentanții instituției. Aceste carduri, în primul rând, că plasează instituția muzeală, respectiv Muzeul Civilizației Dacice și Romane, pe plan internațional, pe un loc deosebit de onorant, alături de marile muzee ale lumii. În plan practic, aceste carduri dau posibilitatea personalului de specialitate și celorlalți personal administrativ să îl folosească la vizitele în străinătate, respectiv cu aceste carduri se poate intra gratuit la muzeele de tip național, în orice țară din lume, sau dau posibilitatea unor prețuri preferențiale la expoziții temporare sau alte muzee nenaționale. La ora actuală, dintre cele 700 de muzee din țară, doar 80 sunt membre în Consiliul Internațional al Muzeelor. La final, vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Ne revedem luni la 17:30 și să aveți parte de un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.